Corjenii care s-au întors acasă din Italia sunt în continuare în procedura de autoizolare, a anunțat prefectul județului Cristinel Rujan. Acesta a explicat la Sud FM ce presupune autoizolarea, dar și faptul că cei trei sunt monitorizați în permanență. Direcția de Sănătate Publică Gorj ține permanent legătura cu persoanele din Gorj care sunt în prezent monitorizate după ce au venit din Italia. Prefectul Cristinel Rujan a precizat la Sud FM că situația este sub control, autoizolarea celor trei gorjeni făcând parte din procedura elaborată pentru astfel de cazuri. Procedura prevede următoarele situații. Situația în care o persoană, un cetățean român, vine dintr-un alt stat, dintr-o zonă mai amplă în care există sau dintr-o țară unde a fost declarată pe zone restrânse epidemie de coronavirus, dar nu în acele localități unde s-a instituit carantina, ci într-o arie, într-un areal mult mai amplu, într-o provincie, de exemplu, și vine în România. El nu este considerat bolnav. Și atunci se impune procedura de autoizolare. Prefectul Cristinel Rujan face un apel la calm, anunțând că dacă din nefericire vom avea cazuri de coronavirus în județ, populația va fi anunțată și avertizată. Eu fac un apel foarte clar la cetățenii județului Gorj să fie calmi, să fie liniștiți, pentru că deocamdată nu sunt motive de îngrijorare în județul Gorj. În momentul în care, și aici aș vrea să subliniez foarte clar, apare vreo situație negativă, eu voi fi primul care comunică, adică autoritățile sau prefectul deci județului Gorj. Deci să avem siguranța că vom afla. Da, nu voi ascunde niciun moment, nicio clipă măcar, când voi avea primul semn că este o dezvoltare negativă, că apare un caz, voi fi primul care voi ieși și voi comunica acest lucru. Comitetul Național pentru Situații de Urgență s-a întrunit aseară într-o videoconferință comunicând prefecților din țară ce proceduri trebuie să urmeze în cazul în care vor fi confirmate cazuri de coronavirus.